Salutare tuturor lumea și bine ați venit la o nouă mapă de custom subs Ei bine, de data asta avem o mapă destul de șmecheră Puteți să vedeți și voi, spawn nu e foarte, foarte tare uh, Reguli, hai să vedem ce avem aici, regulile noastre okay. uh, Reguli, nu sparge blocuri, nu folosi game-o doar la nevoie Sparge în albastră, sub ele vor fi punctele, distrează-te Ok, puteți să vedeți o mapă destul de șmecheră Cu un design foarte tare Ok, Spawn Point, Game of Zero și Peaceful. Iar aici avem Keep Inventory, Mob Griefing și Time Set Day. Hai să vedem ce info avem. Uh, da, și nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri, fraților, pentru mapa asta. Am spus că nu mai prea strângem like-uri la seria asta, dar uh, o să pun o dată la 4.000 de like-uri un episod de Custom Subs. Ca să nu punem nici foarte des episoade. Dacă vreți să punem o nouă mapă, la 4.000 de like-uri postăm încă un episod. Zic eu că e cel mai bine așa. Salut, Max, bine te-am găsit pe mapa noastră. Sper să-ți placă. Sper și eu să-mi placă. Hai să punem asta înapoi. Bun, 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 bun. Și avem aici poveste. Hai să citim și povestea. Am impresia că e o poveste. Ina, nu avem poveste. Uh, poveste. Tu ești un înger pinguin. Te jucai cu prietenii când îngerii întunecați ți-au furat aripile. Tu trebuie să treci de câteva probe și să le capeți aripile de înger. Oh my god, îmi place mult povestea. Deci și povestea e șmecheră armura uh, armură, start, mâncare. Stai ce? Ok, asta e armura și mâncare și start e tot pe aici undeva bănuiesc. Hai spune o armura, casca protectoare, izmene albastre de pinguin, vest de pinguin și piciorușe de pinguin. Ok, hai să începem. Să înceapă nebunia. Parcur mediu, spam point time set Ok, asta e parcur mediu. Start. Holy fuck, e parcurs deasupra tuturor lucrurilor din univers. Sunt un înger, frate, mă simt ca un înger când fac parcursul ăsta. Ok, puteam să sar și acolo, dar e bine, cred că și așa. Holy fuck, voi vedeți ce distanță? Ok, spawn point. Vă sper că mergi spawn point-ul, în vedere că e pe slab. Ok, perfect. Știu că pe... Pe chestiile alea verzi, slime-uri, slime locuri de fapt Ooh. Nu era așa de greu, așa -i, bă, nu era greu deloc nivelul următor Info Nivelul 2 de dropper, spawn point time se day asta e greu What? LOL Cât de epică e chestia asta ha, îmi place, mi-a plăcut mult de tot asta deci trebuie să Cobor mai aici jos și să... N-am spart lână verde la primul nivel, așa-i? Nu e lână verde. Era lână albastră, nu verde. ah holy fuck, am uitat la primul nivel. Cristale. Următorul nivel. Bă, îmi pare rău că am uitat să iau lână albastră la primul nivel. Oricum, nu cred că era atât de important. Sau poate că era. Deci astea de ce avem asta aici? puțin, că nici nu știu ce trebuie să fac. Da, eu mă pun să iau punctele normal după ce ai craftat lucrurile stai în acest nivel trebuie să craftezi lucrurile pe care deci în acest nivel trebuie să craftezi lucrurile care sunt afișate deasupra craftingului lucrurile necesare le-am ascuns în această arena, good luck pies, poți să spași blocuri bun în primul rând am găsit pentru What? am găsit pentru enchantment table perfect deci, după ce ai punele, le, le pun așa, unde nevoie de asta un golden apple, hai să vedem că le-au spus pe aici, info. Nivelul 3 craftează, ok, îmi place nivelul asta, am găsit pentru chestia aia. Pentru scară o să sparg niște de asta, pentru că pe bune asta trebuie să fac până la urmă. Fac și ce. Mă că n-am luat luna albastră. Dar oricum nu contează, știi care e faza? Ai, ați văzut la al doilea nivel, au pus exact, bă, exact unde. Okay. Facem așa niște o scară Și mai avem nevoie de un golden apple Sper că nu trebuie să Deci stai, labirint Wait. Sper că nu Trebuie să Spar tot copacul și să aștept Să cade un măr, sper Pentru că probabil ar dura foarte mult, ok 4 de astea mai am nevoie de Ok, perfect Hai să mergem să facem și mărul Pentru scara am găsit lemnul Totul e bine, nu? Totul e bine când se termină cu bine. Facem morus, care o avem. Asta încă n-am făcut-o. O facem așa. Perfect. Hai să punem o scară. Asta și 6 golden apple -uri? Oh, 5 le aveam eu deja. Ok, e bine. Astea le aruncăm, cristalele le păstrăm. Astea le aruncăm și următorul nivel. Difficulty normal, spawn point, time and night. Ok. Stai, 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 stai. Și apasă pe buton. Ok. Fucking hell, odată cred că să apas. Sunt ratat, am apăsat de două ori. Oh my god, sunt prea puternice chestiile alea. Sunt prea puternice. Uite chestiile astea. O, wow, au pus și chestii de alea din mare. Ok, să mâncăm un golden apple pentru că murim aparent. Și slime-uri și chestii și nebunii. Ideea e că am apăsat de două ori pe buton și trebuia să apas o singură dată, dar... Dar nu contează asta. Adică noi, noi, nou, ne place să jucăm așa mai hardcore, știi? Ne plac lucrurile mai hardcore. Nu mă încoace, mă. Nu mă încoace. Bă, ce mă raza aia lor. Adică pe bune, ce cu raza aia lor? Ce vreți, mă? Bă, ce vreți, mă? Bă, a fost chiar fain, nu mi-a plăcut până acum. Bă, de ce nu sună? Probabil am umplit eu sunetul sau ceva să nu mă enerveze slime-urile. Asta mai de mult ca acum nu. Ok. Foarte frumos, azi și voi. Puncte avem, unde e în albastră? Poate nici am avut puncte. Uite, normal, apasă pe buton. Ok, și unde sunt puncte? N-avem puncte? Bă, nu găsesc lână albastră, deci nu e lână albastră la nivelul ăsta, așa că o să mergem la final. Ok, final. Bă, nici aici nu mai am lână chestii, deci nu contează. Mulțumim că ne-ai jucat mapa creatori Tobi947, Slime Fire, poveste de final. Tu ai înfrânt îngerii negri și ai luat înapoi aripile tale de înger pinguin. P.S. Yes. Cricile de la aripi ar trebui să fie pene căzând. PS2. Poți să să-ți dai de unul. de o notă, mă. Sfârșit. Bă, mi-a plăcut mapa. Trebuie să recunosc cum mi Cred că mi-a plăcut. îi dau nota 10. Au avut și design. Deci da, nota 10 pentru mapa ta. Au avut și design și maker. Și oh my god. Și e foarte fain. Mi-a pus aripi chestii. Sincer merită nota 10. Adică și idei originale. Hai să am dificulti 0 să nu mai fie am obi deci uitați-vă și voi, am aripi. Ce poți dori mai mult de la viață? Ok, cam atât. Eu am fost Max și noi ne vedem data viitoare, fraților. Pa, pa!